Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Iașul TV. De în această după-amiază, trebuie să recunosc că cel puțin primul subiect mi-e tare, tare drag. Vorbim despre un eveniment care va avea loc în Iași. Nu vreau să divulg eu prea multe detalii, ci aș vrea să-mi las invitatul să vorbească așa cum știe el mai bine și, credeți-mă, știe foarte bine despre ce urmează să se întâmple. Îl avem alături de noi în această după-amiază pe Răzvan Vasile, mindset coach și fondatorul evenimentului Parent X. Bine ai venit la noi. Bine te-am găsit și mulțumesc mult de invitație. Cu tot dragul, mă bucur tare mult că am putut să-ți rup așa din timpul prețios, să treci și pe la noi. De ce, trebuie să încep cu prima întrebare, de ce X? Că pe toată lumea cumva a intrigat așa acest X din spatele parentului. Hai să luăm așa, 360 de grade. X, în primul rând, este 10-le roman și este, de fapt, parent X înseamnă părinți de nota 10. Se știe și, dacă nu se știe, e clar, pentru toată lumea ar trebui să fie clar că educația copiilor pornește prin și de la părinți. Și noi trebuie să fim părinți de nota 10, nu noi să cerem copiilor să aibă nota 10, da? În special în contextul de azi, când viitorul nu bate la ușă, uite la aici, lângă noi. Bun, iar X-ul mai este și ce? Este și necunoscuta din ecuațiile matematice, iar noi vrem, prin acest Parent X, prin această serie de evenimente educaționale, să eliminăm absolut orice necunoscută din ecuația educației. Deci de aici vine Parent X. Iar părinții ce sunt pentru copii? Resursa copiilor împliniți. Asta cel puțin ar trebui să fim noi ca părinți. Eu trebuie să dau din casă, mulți știu că am terminat facultatea de psihologie și la un moment dat... și eu. la un moment dat am avut așa o parte de un test, a trebuit să facem un proiect în care să vorbim despre cel mai bun psiholog pe care l-am întâlnit în decursul vieții. Și trebuie să recunosc că am scris în proiect despre mama și tata. Mama și tata sunt primii noștri programatori. Să nu uităm că al nostru creier se cartografiază. Tu ai fost copil, eu am fost copil, vorbim de noi, da? Noi suntem copii acum. Al nostru creier, ca și copil, se cartografiază în primii 7 ani de viață. Specialiștii spun, știi că noi ziceam cei 7 ani de acasă, acum specialiștii au mai extins un pic până în primii 12. De ce? Pentru că ne aflăm în acele unde hipnotice, teta, acelea de fericire, ochii aceia limpezi, adânci, unde vezi doar sufletul copilului. Și în acești 7 ani de viață, copilul ce nu are? N-are rațiune, gândire, logică și conștiință. Și atunci este ca o cameră care filmează tot, ca un burete care absoarbe tot. Da. Deci primii noștri programatori sunt mama și tata, sunt părinții. Iar părinții, fără nicio vină, ei n-au avut un manual de utilizare al bebelușului. Nu? Nici al adolescentului. N-am venit cu manual, așa e niciunul. Eu n-am venit cel puțin. Da, și atunci ei fac cum au fost și ei învățați, programați. De aceea, știți cum e? Vă spun tuturor, știți, la plural și știi cum e, este așa. Copilul nu seamănă cu mami și cu tati. Copilul seamănă cu relația dintre mami și tati, adică seamănă cu familia. Mediul de siguranță sau sursa problemelor în viitor este acasă. Copilul este simptomul, între ghilimele, al relației de cuplu, al familiei, a ceea ce aude. Pentru că noi ca și copii ce am făcut? Ce ai făcut tu? Ce ți s-a spus? Sau ce ai văzut? Sau ce ai vrut? Ce am vrut, cred că, într-o proporție foarte mare. Așa? Ce am vrut într-o proporție foarte mare și da, într-adevăr, ceea ce am văzut. E clar că ceea ce am văzut. Exact. Pentru că se știe foarte clar că în primii ani învățăm prin imitație, de-abia apoi trecem mai departe. Asta nu să zic eu, de fapt. Vezi, pe scurt, ai tras concluzia. Imitația. Și copilul are și o mare doză enormă de egocentrism, pentru că e totul despre el. Și mai ales dacă e singur la părinți. Și dacă nu este, totuși vine ego și mai mare că îl vede pe frățior sau pe surioară, atenția, să simte abandonat, sunt multe probleme. Și vezi, de aceea trebuie să educăm părinții. Pentru că la nivel de copil, constructul mental încă nu este foarte solid și atunci îl poți modela. Și e păcat să nu modelezi un copil acum și să te ocupi de el mai târziu. Noi suntem cheia, noi. Și de ce? Să nu uităm un lucru. Foarte mulți părinți se acuză că, da, domnule, acum am învățat ce am de făcut după aceste evenimente, după ședințe, după mentoring, parenting, da? Parenting, da. Bun. Nu vă mai faceți măsurile de conștiință, nu stați în vinovăție sau în rușine. Pentru că, de fapt, hai să fim sinceri, cine ne-a ales pe noi ca părinte? Copilul. Deci, el ne-a ales pe noi, special ca să-și masterizeze emoțiile și atunci copilul, ce este pentru noi? Pentru noi ca părinte, copilul este profesor, să nu uităm, da? Iar noi pentru copil ce suntem? Oglindă. Și trebuie să fim foarte atenți, să fim o oglindă luminoasă, curată,
mare, cât mai mare, în care copilul să vadă cu acuratețe. Deci dacă noi vrem să schimbăm lumea, hai să ne schimbăm pe noi, să fim noi schimbarea pe care o dorim în copil. Bun, hai să vedem, că revenim și la povestea asta cu copiii, că e foarte interesantă, să vedem de unde a luat naștere acest eveniment, când a luat naștere și ce se va întâmpla săptămâna viitoare la Iași. Da, și scurt, da? Și la obiect, ca să revenim, la, să revenim da. La psihologie. Da, eu am fondat, când m-am întors în Australia, fiind jumătate australiană, jumătate român, când m-am întors în Australia, am fondat o academie de afaceri, de MBA se numește, o academie de MBA pentru copii, unde, de fapt, copiii ce învățau? Mentalitate, leadership, inteligență emoțională, atitudine de succes, fundamentul, până să începi să faci business, între ghilimele, educație financiară, așa mai departe. Și am observat, după măsurători, am observat că mi se întorceau mulți copii, jumătate, mi se întorceau iarăși cu mintea, resetat. Spălat pe creier, cum se numește. Adică în frici, în blocaje, în gândire de nu pot, în capul jos, în mâini transpirate, în blocajul acesta pe ecrane, în alte substanțe, fel de probleme pe care le știm cu toții. Și atunci am zis, doamne, de ce mi se întorc acest copii? Și am început să măsor. Și am văzut că 88% dintre copii cred că ei nu sunt suficienți de buni. De ce? De ce? Pentru că le-a fost furată cea mai mare puterea lor. Care e cea mai mare putere a unui copil? Care a fost cea mai mare puterea ta? Care a fost cea mai mare puterea mea? Unicitatea. Eu mă nasc unic pe această planetă, pe acest pământ, eu mă nasc unic și vin pentru succes. Și uite cum vine societatea, mama, religia, guvernul, toată lumea, toți factorii, mediu, da? Vin și te pun cumva într-o cutiuță de confort, dar tu ai venit în maxim de potențial. Unic. Când mi se fură unicitatea, încep să mă compar cu ceilalți, încep să nu mă mai uit în lumea mea interioară, ci în cea exterioară, mă compar cu ceilalți. Pe când dacă eu știu că sunt unic, mă compar doar cu mine cel de ieri și cu cel care vreau să devin de mâine. Cum ni s-a furat nouă această putere fantastică, unicitatea? Prin comparație. Ești așa, ești prin etichete, prin, cum vorbeam noi de note, tu n-ai luat 10 ca ea, tu ai luat 8. Și acum să fim serioși, ce faci cu 8 la geografie sau cu 10 la geografie? Ce faci cu doar pe linie 10 la tot, când viitorul care bate la uște, cum vorbeam noi, este doar despre abilități? 85% din joburile și afacerile anului 2030, aici e aici, îl vezi, așa, nu există azi. Nu o să faci nimic pentru anul 2030 sau pentru acele vremuri cu 10 la geografie sau cu 10 la matematică, ci cu abilități digitale, financiare, cognitive, interpersonale, de self-leadership. Asta deci e o problemă a sistemului, practic. Sistemul eu nu văd probleme. Te teoreticizează mult prea tare. Nota nu e despre copil, este opinia profesorului despre cum ai memorat tu. Nota, dacă tu îmi dai mie 8 acum la ce am zis, nu e despre mine. Păi nu, hai să-ți dau un caz concret. Am avut în 3 săptămâni în liceu, în 3 săptămâni consecutive, la istorie, e prima oară când o spun public, toată lumea din anturajul meu o știe, dar e prima oară când o spun public, 1, 2 și 10. În 3 săptămâni nota 1, diferit. Nota 2, nota 10. Bine, tu ai și o fire a ta specifică. Unică. Vezi? Unică. Nu ai încercat să-i emis pe X, pe Y, pe Z. Nu, dar ai fost comparată. Am fost, întotdeauna am fost comparată și nu întotdeauna mi-a plăcut comparațiile. Dar să zic că nu, aici nu mă refer neapărat la dacă m-au comparat părinții. M-au comparat oamenii din jurul meu. Toată lumea te compară. Pentru că noi suntem pe pilot automat. Și noi copiii și noi adulții. Știi cât ești tu și eu pe pilot automat zi de zi? Ca acțiuni, vorbe, gânduri, emoții. Știi cât la sută? Foarte mult. Pe pilot automat. A, pe 90%. Automat, da, foarte mult. Deci da, noi suntem conștienți de ceea ce dorim, vrem, suntem, vorbim, acționăm, doar 5%. Pentru că creierul nostru apasă mai mult pe pedala supraviețuirii decât pe pedala ascensiunii, evoluției. Ceea ce e și normal, că pe creier nu interesează că tu ești profesor universitar sau miliardar. Îl interesează să fii în viață. Și atunci noi putem să ne mutăm din subconștient în conștient, să fim de succes, pentru că noi de-aia am venit. E, dar comparația asta, într-adevăr, că nu spică bine. Dar dacă vii la evenimentul acesta și înțelegi că, de fapt, eu văd în tine ceea ce e rău sau bine în mine, nu te mai supăra niciodată pe ce spun eu despre tine. În 90% dintre cazuri se fac proiecții, asta e clar. 98%, poți să crezi, presupuneri sunt o travă. Se numesc presupuneri eronate. Eu cred că tu crezi. Nu, deci noi nu avem voie să credem că tu crezi. Nu avem voie să luăm nimic personal. Da, trebuie să fim impecabili cu ceea ce povestim. Sunt multe lucruri care, dacă tu le înțelegi de ce, imediat le vei aplica, pentru că tu le ai în tine.
Bun, când are loc evenimentul, unde și cum se poate ajunge la acest eveniment? Perfect. Evenimentul are loc la Sala Unirii, cea mai mare sală pe care am găsit-o în ea și este superbă. Pe 27 aprilie, sâmbătă pe 27 aprilie, de la ora 4 p.m. vor veni personalități fabuloase ale Iașului, dar și naționale. Niculina Gheorghiță, nu cred că e cazul să mai explic cine este pentru ieșeni, Dr. Cezar Mandachi, pe care l-ați înfiat ca ieșean, el fiind sucevean, de aici a făcut facultatea. Păi vine... atât autostradă să avem și noi aici. Exact, ce frumos! Așa, vine neurochirurgul, tot ieșean, Bogdan Iliescu. Vine numărul 1 în România în terapia Imago, care este absolut fenomenală. Te văd, te aud, te înțeleg. Da? Vin eu personal, avem campionul mondial în arte marțiale care vine să explice cum să crește un copil puternic și ce înseamnă bullying, că de fapt nu există dacă tu ai mentalitate de campion. Suntem o mână de oameni, mulți, de fapt 9, unul și unul aleși, special pentru a încerca ca fiecare părinte care vine și își găsește biletele pe blt.ro, partenerul nostru de bilete, să plece măcar cu o idee. Va pleca cu multe, dar dacă pleacă cu una pe care o și aplică, este fenomenal. Bun. Vin. Eu sunt un părinte care vine, dar care crede în continuare că, domnule, eu știu cel mai bine ce e bun pentru copilul meu. Adică, de ce să vină cineva din exterior și să mă învețe pe mine să-mi cresc copilul? Pentru că vorbim de statistici, pentru că vorbim de specialiști. Statisticile spun ceva îngrozitor și n-am vrut să spun, că mă ceartă iar doamna Niculina Gheorghiță, dar 95% dintre copii suferă acasă de percepția de abandon și de răceală din partea părinților sau de a nu fi înțeleși. Și acești, deci unul din 20, și acești copii, sunt multe alte statistici care spun unde ajung. Unii pe substanțe, unii pe în fața ecranelor. Și atunci nu-i mai bine eu să aflu, pe baza unor statistici reale, ce pot să fac să mă asigur că totul e ok și ce pot să fac să pun o fundație perfectă și să am copilul cu mine de mână. Pentru că eu trebuie să fiu lângă copil. Eu trebuie să... Ce vrem să mai învățăm părinții? Disciplina. Nu fiți oameni care pedepsesc copiii, că le furați puterea, da? Disciplinați copiii. Ce înseamnă disciplina? Nimeni nu înțelege. Înseamnă iubire, înseamnă empatie și fermitate. Și ia uite ce complex frumos. De aceea, asta este să ascultați specialiști. Dacă toți sunt specialiști în numărul 1 și vezi pe baza rezultatelor lor, hai să ne uităm la rezultatele fiecărui speaker de pe scenă. Aș avea încredere totală. Totală. Sunt mulți care iarăși ridică o altă problemă. Mi-e teamă să aduc copii în contemporanul acesta, care e din ce în ce mai groaznic, cu războaie, droguri, incertitudini, LGBTQ, pentru că mulți spun și problema asta, și multe alte lucruri horror care se întâmplă, că nici nu mai vreau să vorbesc despre ele. Da. Eu aș da un sfat tuturor pe care l-am aplicat și eu, și cât timp nu l-am aplicat, nu a fost ok. Haideți să nu ne opunem curgerii vieții, pentru că nu reușim. E ca și când tu te uiți la un film și tu vrei să schimbi regia, scenariul. Este acolo filmul, e făcut. Dar cum să te opui? Ei, mai sunt dintre astea la care ai pe Netflix. Mai faci un stop, mai dai în spate, mai faci ceva. Dar nu te opune și încearcă să schimbi totul în favoarea ta. Uite, știu mulți oameni care atunci când au apărut telefoanele cu touchscreen, bunici și oameni mai în vârstă, au zis că ei nu schimb nimic, tot și-au schimbat, la un moment dat tot schimb. Atunci, de ce să nu curgi, de ce să te opui? Când tu crești un copil puternic, cu încredere în el, el poate să fie în orice mediu și nu se va atinge mediul de el. Mediul este foarte important. Haideți să învățăm ce înseamnă mediu. Eu voi vorbi personal pe chestia asta. Mediu înseamnă oameni, locuri și obiecte. Tocmai ce vorbeai tu, oameni, locuri și obiecte. Aici rezum tot. Ce impact are mediul? Ce alți factori afectează un copil? Haideți să fim cu el, să fim prietenii lui. Hai să fim oglinda despre care am vorbit și să ascultăm și să ne vedem copilul. Noi nu prea ascultăm. Noi în ziua de azi am cam uitat să ascultăm. Și ne canalizăm foarte mult pe job, pe negativ, și pe frică, ai aduce resurse acasă, pentru că ne interesează mai mult banul decât să stăm alături de copil, da. Că trebuie să-i cumpărăm iPhone, că trebuie să-i cumpărăm nu știu ce fel de mașină la 18 ani, că dacă nu explodează, că am văzut mai nou majoratele, majoratele sunt mai rău decât nunțile acum, adică am observat, în modul ăsta s-a ajuns. Extraordinar de scumpe, chiar vine am văzut. Vine să cânte Smiley, vine să cânte da. Nu știu cine. Smiley cu noi în echipă,
Da. Deci e ceva așa de domeniul științifico-fantasticului. Și iată, din păcate, se ajunge în cazul unor copii care poate nu sunt suficient de ascultați acasă, precum în cazul celui copilului de Bangata care a reușit să omoare doi oameni mergând cu mașina haotic pe stradă sub influența... Da, am copii care au venit la mine să se repună pe drumul corect, care îl cunoșteau pe acest tip, sau om, copil, tânăr. Adolescent, adolescent poți să-i spun, că încă nu e chiar... Deci, problemele sunt reale. Însă, ar trebui să ne focusăm, știi cum, ca la un concurs de schi, să ne focusăm nu pe jaloanele pe care trebuie să le ocolești, ci pe drumul dintre ele și să plantăm tot mereu pozitivism, să înțelegem de fapt că noi ca și părinți și ca și copii trebuie să fim stăpâni pe atenția noastră. Dacă atenția noastră oscilează între lumea exterioară, aceasta cu muzică, cu droguri, cu ce spui tu, cu atracții și, nu pe, și între exterior și interior și tu nu cauți puterea ta în tine interior, e greu, pentru că tu vrei să fii cu ceilalți. Noi suntem ființe sociale și ne fură foarte mult atenția partea asta socială, dar ne fură atât de tare încât uităm să ne ducem și sufletul și sinele interior la sală. Noi ne ducem mușchii la sală, ne ducem în club, dar nu ne ducem cu sufletul la sală, adică înțelegi ce zic, la ți-l regăsi, să-ți găsești de fapt potențialul tău interior, care este acolo. Și apropo de la sală, uite, mă gândeam care ar fi diferențele între generații. Mă gândesc că atunci când ai început să practici fotbal, nu te gândeai să ajungi cu milioane de euro în cont, ci voiai pur și simplu să faci acest sport pentru că iubeai acest sport. Da, e vorba de vocație. Uite, mulțumesc pentru subiect acum, să lăsăm copiii să-și urmărească vocația. Este atât de important. Și de ce? Pentru că vocația unui copil este talentul lui, este valoarea lui personală înaltă. Și când duci un copil, chiar și un om adult, îl duci în valorile lui personale înalte, el se încarcă de energie. Pe când dacă îl pui, îi dai, care e cea mai mare problemă? Ce care e cel mai greu ghiozdan pe care îl dai unui copil? Frustrările tale și neîmplinirile tale ca părinte. Și tu îi pui pe niște aripi mari un ghiozdan greu și te numește asta educație. Când nu este așa. Deci să lăsăm copiii să-și urmească pasiunea, vocația, talentul și vor fi plini de energie, de sănătate, de bucurie, de fericire. Da. Pentru că da, într-adevăr, acum cam ăsta e, încolo se duce situația. Vreau să mă fac fotbalist din cauza lui Messi și a lui Ronaldo, sau datorită lui Messi și a lui Ronaldo, dar nimeni nu vede câte ore petrece Ronaldo în sala de sport după antrenamentul de la echipă. Toată lumea vede garajul lui Ronaldo, toată lumea vede tatuajele lui Messi, pozele de pe Instagram, pozele, nu vede transpirația și pătăturile, exact, ceasurile și tot așa mai departe. Usain Bolt? Dacă am zis corect numele lui, marele atlet, a câștigat câte medalii olimpice la 100 de metri, da? A zis așa, 3 ani jumătate m-am antrenat pentru 5 secunde când a câștigat medalia, iar tu vrei să ai ce am eu. Exact ce ai spus tu acum, identic, dar nu spus de Ronaldo, spus de el. 3 ani jumătate pentru 5-6 secunde de alergare. Asta este, tu trebuie să dai înainte de a primi și tu trebuie să știi că trebuie, e incorrect să vrei să ai ca să faci și ca să fii. În primul rând trebuie să fii, apoi să faci și apoi vei avea tot ce trebuie. Bun. Cât de mulți oameni au venit după evenimentele pe care le-ai făcut până acum și au zis, domnule, într-adevăr ceva s-a schimbat. Dar mă gândesc că nu imediat după eveniment. Adică, nu știu, la o lună, două, cinci, zece, un an. Imediat după eveniment am primit sute. Deci nu exagerăm și toate aceste lucruri sunt publice și mă bucur foarte mult. Știi când ești liber, când nu minți. Când nu minți sau când nu manipulezi un adevăr care... Pentru că nu trebuie să ții minte minciuna, așa. Una din motive, da? Foarte mulți oameni după evenimente și-au exprimat mulțumirea, ne-au denumit în toate felurile, pe mine și pe ceilalți speakeri. În toate felurile bune. În toate felurile bune, da, îngeri cu aripi, niște chestii foarte drăguțe, chiar emoționante. Foarte mulți copii s-au schimbat. Am trimis copii care au avut probleme mari la televiziune să faci tu emisiune cu un copil cu probleme. Nu-ți aduc unul impecabil care acum face 10.000 de euro pe lună. Hai să luăm un copil care a fost jos de tot. Și vin și mulțumesc foarte mult și părinți, foarte mult și părinți și copii. Eu am păstrat toate aceste feedback-uri. Am făcut și un club de copii milionari. Milionari înseamnă să câștigi de la 2-3 mii de euro
pe lună. La 14 ani e bine. Oho, până la, e bine, e până la 20-30 de mii avem copii care acum setează marketingul pentru festivale super celebre. Nu le spunem aici, dar le știe toată lumea. Avem copii care creează reclame și ad-uri și tot ce înseamnă social media pentru super companii celebre în România și care fac 10 de mii de euro. A fost undeva într-un studio în București cu un copil și l-a întrebat doamna prezentator: Vlăduț, câți ani ai? I-a făcut. Și l-a zis 19 ani. Totuși a mințit el. Și cât câștigi tu pe lună? 30 de mii. Ieși afară din studio. Ia în glumă. El săracul s-a ridicat să plece. Dar i-a zis, nu, stai domne, spune-ne cum. Și ce a spus el foarte frumos, Vlad? A zis așa: toți care vă uitați la mine și aveți vârsta mea sau mai mică, puteți fi aici în locul meu. Chiar mult mai bun și sunt convins că vor fi mult mai buni. Și așa este. Asta e ideea. Hai să fim exemple, modele, ca și părinții. Bun, dar aici intervine întrebarea, ei știu să gestioneze aceste succesuri, câștiguri, aceste succese pe care le au, de ce nu, faimă pe care o capătă. Da, acum știu. De ce? Pentru că am înțeles că succesul sau lipsa succesului este, vine din perspectiva pe care tu o ai asupra succesului și asupra vieții în general. Au înțeles că nu ceea ce nu știi neapărat te împiedică să ai succes, ci ceea ce știi și știi greșit este un obstacol foarte, foarte mare și au înțeles că este o alegere, este liberul arbitru să-ți îți iei atenția ta înapoi de la tot ce ți-o distrage, da? Și să-ți, cu atenția ta, ca și cu o baghetă magică, să-ți folosești timpul și energia în folosul tău. Pentru că asta fac copiii aceștia de succes. Își folosesc liberul arbitru prin atenție să-și gestioneze locul unde își pun timpul și energia. Și uite că și-o pun în creștere personală, și-o pun în relaxare. Cea mai frumoasă, cea mai bună formă de dopamină nu trebuie să fie social media, drogul, alcoolul, țigara, așa mai departe. Este succesul. Și atunci la îndemâna ta. Știi ce au spus marii filozofi ai lumii? Când ne-am dat, care unii s-au dus, unii mai există, au zis așa, când ne-am dat seama că succesul, de fapt, că totul e mâna noastră, ne-am liniștit. Așa sunt și acești copii. Te-ai liniștit. Tot e mâna ta. Vrei, faci. Poți. Noi nu avem limită la imaginație. Niciun copil nu are limită la imaginație și creativitate. Clar. Dar prin societate vine limita. Care e credința? Nu prea cred eu că pot. E, aici e. Știi care e cel mai bogat loc din lume? Cel mai bogat loc din lume, spunea cineva, trist subiectul, cimitirele. Pentru că acolo sunt îngropate vise, startup-uri, idei superbe, cărți nescrise, chestii nespuse, melodii nefăcute. Pentru că le teamă de eșec. Știi care e sursa puterii tale? Sursa puterii voastre? Problemele. Luați eșecul, aveți curajul de a greși. Greșește și apoi reușește. Da? Da. Poți reuși. Deci sursa puterii copiilor sunt problemele. Lăsați-i să greșească. Nu mai fiți părinți elicopter. Nu-i mai protejați la infinit. Nu. Lasă-i în pace. Că dacă tu îi pregătești pentru lumea ireală care nu există afară, ce ai făcut? Da, lasă-i să vadă. Glob de sticlă și apoi... stai lângă ei. Da, stai lângă ei. Fii acolo, știi? Dar nu de mânuț așa și ei în spate și tu le arăți. Nu, pentru că aia nu e lumea reală. Nu, ăla e un handicap pe care îl produci. Bravo, e superb. Vrei să fii speakerul nostru? Cu drag, oricând, da. Fără niciun fel de problemă. Mă bucur tare. Mai avem 30 de secunde, aș vrea să adresez, bine, tot ceea ce ai spus până acum a fost un gând către cei de acasă, dar aș vrea să adresez un gând către cei de acasă care poate se gândesc, domnule, dar poate e prea scump, sau poate n-am timp, sau poate nu știu. Nu. Sunt 4 ore de stat cu niște lideri excepționali. Am pus un cost de 120 de ron pe care noi îl vom dona copiilor supradotați, dar în risc de abandon școlar. Ne vom acoperi și cheltuielile, bineînțeles că nu-ți dă nimeni o sală liberă, însă nu, niciodată nu există ceva ca să te oprească când tu simți că e pentru tine. De aceea, pe toată lumea, pe toți vă aștept pe 27 aprilie, va fi o sâmbătă frumoasă, va fi o sâmbătă plină și se va vorbi foarte mult de această sâmbătă, iar noi vom rămâne în Iași. Noi vom rămâne în Iași și ce vom face? Vom avea evenimente locale. Minunat! Cu speaker locale. Aveți o mulțime de oameni superb de inteligenți, avocați, medici, preoți, antreprenori. Toți pot veni pe scenă și pot vorbi din eșec.
Eu de aici vreau să vorbească lumea. Nimic nu înveți din succes. Nimic. Doar din eșec înveți. Mulțumim tare, tare mult pentru că ai acceptat invitația noastră și sunt sigură că sala va fi plină la ora evenimentului. Ne vedem acolo și, de ce nu, păstrăm legătura pe termen lung. Sărut mâinile și la revedere tuturor! Iar noi, dragi telespectatori, ne revedem după o scurtă pauză de publicitate. Nu plecați nicăieri, nu schimbați canalul, revenim!